Și în casa fetelor și a mamelor se întocmește lista de cumpărături. Doamna Maria a început să scrie această listă. Evident că și aici sunt nemulțumiri. Spre exemplu, doamna Maria spunea că au bugetul foarte mic săptămâna aceasta, întrucât fetele au luat multe amenzi. Spunea că Laura și Cristina au câte 50 de lei, Maria și Antonia câte 100 de lei. Și fetele și mamele au trecut multă carne și mezeluri pe listă. Delia era acolo la bucătărie pentru că este ziua ei de gătit astăzi, vă spuneam, și la un moment dat zicea să treacă mai bine piept de pui decât carne tocată pentru că știe ea să o taie, să o toace, să fie cât de cât mărunțită. Doamna Maria spunea că în curând o să fie săptămâna mare și ar fi bine să țină și fetele post, le întreba, păi nu țineți și voi post, iar Maria a răspuns, eu țin, nu știu restul. Păi doamna Maria spunea atunci, lăsați-o mai încet cu carnea și cu șuncile să luăm mai puțină carne.